Bună ziua, domnul Daniel Băluță, primar al sectorului 4. Este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Băluță, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, cu mare bucurie. Domnule primar, am văzut că primăria sectorului 4 are în plan să construiască, sau deja a început să construiască, 3 unități de învățământ și o bibliotecă pentru românii din regiunea Cernăuți. Ce ne puteți spune despre acest proiect? În ce stadiu se află acum? Aș vrea să încep prin a vă spune că am reușit ca și români să spargem un zid extrem de important și în primul rând un zid al prejudecăților și un zid al lipsei de atenție pe care noi cei de aici, din țara mamă, l-am avut față de frații noștri, față de cei care au aceeași limbă, aceeași vorbă, același trăir ca și noi din zona Bucovinei. Ca atare, avem un proiect multianual ce, într-adevăr, are aceste obiective deosebite pentru copiii români din comunitățile românești din regiunea Cernăuți. Discutăm despre o grădiniță și am avut bucuria să merg pe șantierul în care se construiește această grădiniță. Deci deja au început lucrările și estimez că până la sfârșitul acestui an ele se vor finaliza, astfel încât 150 de copii români vor învăța în această grădiniță. Avem de asemenea încă o grădiniță de construit, avem o școală generală și vorbim despre o școală generală cu aproape 600 de copii români de-ai noștri și, în mod evident, o bibliotecă. Este o poveste extrem de interesantă pe care grădinița la care lucrăm acum, și spun lucrăm împreună cu cei din Mahalac, așa se numește comuna cu 7.000 de români. Oh. 7.000 de români. Ea a avut inițial sediu într-o clădire a bisericii. Din nefericire a fost evacuată, astfel încât copiii au rămas... Nu mai aveau unde să învețe și... Și este un concept foarte interesant și extrem de emoționant pe care doamna Elena Nandriș, primarul din Mahala, ni l-a spus și l-am absorbit cu destul de multă suferință. A spus așa, că orice copil care pleacă din sânul comunității românești este un copil pierdut pentru comunitatea respectivă. Este un copil care nu mai are aceeași perspectivă de a vorbi, de a trăi și de a simți românește. Cum v-a venit această idee, tocmai pentru românii din Cernăuți, să faceți acest proiect? De la ce a pornit? A pornit de la mai mulți factori. Viața a făcut să o cunosc pe doamna Elena Nandriș, un om absolut admirabil, un om care a venit probabil în mai multe locuri din România cu lacrimi în ochi. Nu a mai văzut, cel puțin în ultima perioadă, un asemenea devotament și o asemenea dorință de a ajuta în acest mod comunitatea pe care o reprezinți. M-am întâlnit cu dânsa, mi-a explicat această problemă. În mod evident, am și o familie. Mama mea este profesoară de istorie. Am crescut într-un mediu, haide să spunem, mai special, iar valorile românești, semnificația cuvântului patriotism, m-au determinat să trecem la acțiune. Vreau să vă spun că nu este doar o decizie a primarului Daniel Băluță, ci este o decizie a Consiliului Local Sector 4. Și de asemenea vreau să vă spun că oamenii aceștia, absolut minunați, români, au fost în unanimitate de acord să sprijinim. Nu a contat că suntem PSD-iști, PNL-iști, useriști, PMP-iști, de la deci alte... Deci votul a fost unanim. Votul a fost unanim, a fost un moment extrem de emoționant. Un moment extrem de emoționant... care a contat foarte mult și pentru cei de acolo. Ce fonduri aveți alocate pentru acest proiect?
discutăm despre undeva între 250.000 și 300.000 de euro, bani care vor fi eșalonat trimiși către românii de acolo. În anul acesta am dat 50.000 de euro și pe parcurs până în anul 2021 suma finală, ea depinde de costul final și de vizele pe care lucrările de acolo le au, vom ajunge, repet aici, între 250.000 și 300.000 de euro. Reprezintă o contribuție, dacă vreți, o solidaritate cu românii de acolo din partea bucureștenilor, adică celor din sectorul 4. Și sunt convins că acesta este doar un început, pentru că din ce în ce mai mulți români am această convingere și această dorință în același timp se vor implica în astfel de proiecte cu românii din Bucovina, cu românii din Basarabia. Pentru că singura șansă pe care națiunea noastră o are astăzi este aceea de a se uni și de a se coagula în jurul faptului că suntem români și aparținem unei națiuni. Și este normal să facem tot ceea ce ne stă în putință ca să funcționăm ca atare. Există o dată a finalizării acestui proiect? Bineînțeles. Până când preconizați? Bineînțeles, toate aceste construcții vor fi gata până la sfârșitul anului 2021. Ce ne-am propus în mod deosebit pentru anul acesta? Ne-am propus să finalizăm grădinița și ea se va finaliza 100% până la sfârșitul anului și o să vă invit cu multă căldură în mijlocul copiilor de acolo să ne bucurăm împreună de acea grădiniță. Anul viitor ne dorim să facem școala și cealaltă grădiniță. Sunt lucruri de consolidare pentru că sunt clădiri abandonate cele sau clădiri degradate. Și nu în ultimul rând, pentru anul 2021 ne propunem să lucrăm la această bibliotecă, pentru că oamenii nu au nevoie doar de cărți, au nevoie, bineînțeles, de cărți, dar nu doar de cărți. Cel mai important ajutor pe care îl dai e la de care oamenii au nevoie. Ei au nevoie să învețe în condiții normale, în condiții civilizate și să învețe cu ai lor. Și pentru că toți suntem la capitolul acesta de lucrări și proiecte, în ce stadiu se află parcarea de la Piața Sudului, care știm că este cea mai mare parcare? Da? Cea mai mare parcare etajată. Etajată din țară. E o bucurie foarte mare pe care o am, că am reușit să ne apropiem și reușim să ne apropiem de final. Ultima placă este turnată și estimez că în 2 luni... această parcare va fi gata. Soluția tehnică aleasă, finisajele pe care le dorim pentru această parcare vor dovedi un lucru cert, că se poate și în România, pentru că întreaga activitate a colegilor mei de la primărie, niște oameni tineri, niște oameni admirabili, s-a desfășurat sub un slogan foarte frumos: hai că se poate. Și am demonstrat că se poate și în România. Se poate și în România să construim parcări, se poate și în România să construim lucruri frumoase, se poate și în România să avem străzi ca afară. De aceea această parcare reprezintă, dacă vreți, un simbol al faptului că și în București se poate să facem lucruri bune și în București românii merită să aibă astfel de facilități pe care cetățenii europeni deja le au. Și am muncit foarte mult pentru chestiunea asta, însă rezultatul... Când au început lucrările? Lucrările efectiv au început în anul 2018, undeva în luna martie-aprilie. Da? Nu a durat mai bine de un an. Mai bine de un an. Nu a durat foarte mult, pentru că, repet, tehnologia folosită a fost una extrem de inteligentă, ea ne-a ajutat să avem o oarecare rapiditate din punctul acesta de vedere. Un alt lucru pe care l-am făcut, nu ne-am mai plâns. Nu ne-am mai plâns de relația cu furnizorii de utilități, nu m-am mai spus că este greu.
am strâns din dinți cu toții și ne-a interesat să facem. Ăsta este cel mai important lucru. Despre câte locuri de parcare vorbim? Discutăm despre 360 de locuri de parcare aproximativ în această nouă construcție. Însă vreau să vă spun că nu e singura. Suntem undeva la o treime din construcție pentru o altă parcare etajată, un P plus 1. De ce vreau să vă povestesc despre? Ar părea un subiect banal. Însă, așa cum i-am obișnuit pe oameni, înregistrăm o altă premieră. Discutăm despre o parcare care va avea pe plafon, în afară de locuri de parcare, unul sau două terenuri de sport. Și unde va fi amenajată această parcare? De asemenea, într-o comunitate în care densitatea oamenilor este una foarte mare, pe șoseaua Berceni, lângă piața Berceni-Olteniței, un loc în care copiii de acolo, pe lângă parcuri, și asta vorbim despre cei mici, dar cei care sunt mai mari și nu numai copiii, pentru că nu numai copiii, și asta multă lume a uitat, că nu numai copiii fac sport, nu numai copiii au nevoie să joace basket, fotbal, în comunitatea respectivă este o densitate uriașă. Terenurile sunt extrem de puține și din acest motiv am încercat să exploatăm la maxim zona respectivă și creăm atât locuri de parcare cât și terenul de sport. Ați început lucrările sau în ce stadiu? Numai că am început lucrările, eu zic că în luna octombrie este gata. Fundația este făcută, cam o treime din structura metalică a acestei parcări este deja montată, se lucrează intens și eu estimez că cel mai târziu în luna octombrie acest obiectiv de investiții va fi dat în folosință. Sunt un om care, nu știu dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău, am vorbit mai puțin despre ce am de gând să fac, am anunțat inițial și vreau să vă spun că toate lucrurile pe care le-am făcut ca urmare a dorinței pe care au avut-o oamenii. Întotdeauna, prin modalitățile de cercetare sociologică, am reușit să culeg informații despre ceea ce își dorește fiecare om din orice zonă. Nu e nimic făcut aleator. Am vorbit mai puțin. Prefer să fac mai multe și să vorbesc mai puțin. Tot la fel de puțin am vorbit despre șoseaua Giurgiului, de exemplu, care se găsește în acest moment în reabilitare. O poartă de intrare în România dinspre un alt stat al Uniunii Europene, dinspre Bulgaria. O șosea pe care o modernizăm, o șosea care intră global într-o... A intrat, nu, că nu este un proiect, este o lucrare în derulare într-un proces de regenerare urbană. Nu schimbăm doar stratul de uzură asfaltică și îmbunătățim calitatea carosabilului. Nu. Este o reabilitare complexă, așa cum și celelalte bulevarde pe care am intervenit până acum au avut parte de o reabilitare complexă. Și rezultatele nu au întârziat să apară. Sunt niște bulevarde absolut senzaționale. Sunt niște locuri în care oamenii chiar se simt nu bine, ci foarte bine. Cum vă descurcați cu banii pentru toate aceste proiecte despre care ne-ați vorbit? Și știu că mai aveți și altele în plan. Știu că primăria sectorului 4 nu are un buget foarte mare. Cum vă descurcați cu banii? Ne descurcăm greu cu banii, pentru că suntem ambițioși, întotdeauna ne-am străduit să găsim soluții. Soluțiile au fost diverse. Investind în infrastructură, în mod evident, am constatat cu foarte mare plăcere că și bugetul local al sectorului 4 a devenit mai mare. Pe de altă parte, am avut bani europeni, pentru că aproape ați apelat la atragerea de fonduri europene. 70 de milioane de euro i-am luat în această modalitate. Și pentru niște obiective spectaculoase și discut numai atât vreau să spun despre un bazin semiolimpic, primul bazin de not acoperit din sectorul 4 pe care primăria l-a dezvoltat vreodată. Despre reabilitare termică, la fel, tot din bani europeni urmează un lot important de aproximativ 100 de imobile de reabilitat.
Ne-am axat pe reabilitare termică și pe școli, licee și grădinițe, pentru că acest tip de infrastructură este într-o suferință deosebită. Nu în ultimul rând, au fost niște programe absolut splendide pe care Guvernul României le-a avut. Și aici, tocmai pentru că suntem și trebuie să subliniez lucrul acesta în campanie electorală, vreau să vă spun că politica Partidului Social Democrat în ceea ce privește Programul Național de Dezvoltare Locală a fost una extrem de benefică pentru comunități. Sectorul 4 este un exemplu pentru acest lucru. Am finalizat șoseaua Luică. Șoseaua Luică a avut cofinanțare de aproximativ 20% prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De asemenea, șoseaua Turnu Măgurele are cofinanțare din partea Guvernului României prin același program. Prin aceste programe am reușit să lucrăm și să contractăm reparații pentru școli, pentru licee și pentru grădinițe, în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu. Am avut pentru construcția acestui buget mai multe surse. Scopul pe care îl avem este acela ca veniturile proprii să crească exponențial, de aceea investim enorm în infrastructură. Pentru că asta este singura șansă pentru a avea un sistem sustenabil. Dacă nu procedăm în acest mod, cu certitudine, serviciile de asistență socială și, în general, toate prestațiile de servicii pe care primăria le va face pentru oameni vor avea de suferit, pentru că nu au o susținere reală și nu este corect să apelăm la banii, la bani guvernamentali pentru a ne întreține activitatea. Aveți în plan atragerea de investitori în sectorul 4? Da, avem un program pe care îl vom declanșa în foarte scurt timp. Se numește Orașul de Business, pe de-o parte. Este vorba despre zona căii Văcărești, de la San Plața, Molul San Plața, până la construcțiile Asmita Garden. Este o zonă la care lucrăm la puzul acestei zone. Ne dorim să avem o zonă cu construcții de minim 12 etaje. E o zonă nemaipomenită din punct de vedere al accesibilității. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, din punct de vedere al activităților de producție și al activităților logistice, am făcut deja puzul zonei de sud și imediat ce l-am terminat, am sesizat o creștere exponențială a dorinței oamenilor de a investi acolo. Numai anul trecut, și citeam cu mare plăcere în Ziarul Financiar de ieri niște date spectaculoase, și anume investitorul, unul dintre cei mai importanți investitori din sectorul 4, anul trecut și-a dublat capacitățile de producție, a investit 50 de milioane de euro. E vorba de Chempec, cei care fac doze de aluminiu. Iar global, pe anul trecut, cifra lor de afaceri a crescut la 100 de milioane de euro. Le-a crescut cu o treime cifra de afaceri și, lăsând modestia la o parte, sunt convins că o parte mică din decizia dânșilor de a investi și din facilitățile pe care le au astăzi se datorează și infrastructurii pe care am generat-o în zona respectivă și al încurajării. Nu ne oprim aici pentru că, după cum știți, vrem să facem și metrou. Și nu mă las până nu facem și metrou în zona respectivă, pentru că va reprezenta un pol de dezvoltare pentru tot acest sud, care a fost uitat de investitori și sunt convins că l-au redescoperit, dar dacă nu au făcut-o, îl vor descoperi. Este o zonă care poate favoriza activitățile economice și sunt convins că oamenii pot să aducă afacerilor lor o plus valoare extraordinară. Este o zonă neexploatată și invit cu ocazia asta pe toți să investească în sectorul 4, că este un loc nemaipomenit. Pe final, aș vrea să discutăm și despre unul dintre cele mai importante momente ale acestei luni, alegerile europarlamentare. Vă implicați în această campanie? În calitate de președinte al organizației PSD Sector 4, este normal, dar în primul rând simt lucrul acesta. De ce spun că simt lucrul acesta? Pentru că este firesc să le aducem la cunoștință oamenilor
lucrurile bune pe care Partidul Social Democrat l-a făcut la nivel guvernamental. Este normal să le prezentăm rezultatele pe care munca noastră de 2 ani și ceva, rezultatele pe care le vedeți și dumneavoastră. Acum, noi știm să facem o campanie decentă, noi știm să facem o campanie constructivă și mă bucur foarte mult că cetățenii din sectorul 4 rezonează în acest mod. Aveți întâlniri cu cetățenii din sectorul 4? Ați început? Bineînțeles, noi discutăm frecvent cu oamenii pentru că așa reușim să și progresăm, nu mai discutăm cu oamenii. Nu este normal să construim ceva și vorbim de la programele locale și terminăm cu programele guvernamentale fără să vorbim cu oamenii. Ăsta este rolul pe care noi îl avem. Nu e normal și nu e firesc să facem ceea ce credem noi. Noi trebuie să luăm deciziile după ce vorbim cu oamenii. Este esențial. Iar oamenii, și cea mai bună campanie electorală pe care cineva o poate face, oamenii au o nevoie acută de rezultate. Au o nevoie acută ca în jurul lor și în viața lor lucrurile să se întâmple. Credeți-mă, nu mi-am imaginat vreodată că e o asemenea dorință din partea oamenilor ca lucrurile din jurul lor să se schimbe acum, nu altă dată, ca lucrurile să se întâmple acum, nu altă dată. Credeți că prezența va fi mult mai mare la votul de pe 26 mai? Cred că va fi o prezență mai mare decât la precedentele alegeri europarlamentare. Probabil că, din punctul meu de vedere, între 32 și 35% la nivel național vom avea prezență la vot. Și e un lucru bun, sper să vină cât mai mulți tineri la vot, e un lucru îmbucurător, pentru că cu cât venim mai mulți, cu atât acest exercițiu democratic are o mult mai mare greutate și este important pentru noi toți să fie cât mai mulți oameni angrenați în decizia cetății noastre. Sunt convins că Partidul Social Democrat va câștiga alegerile pentru că astăzi are decența necesară, are inteligența necesară de a avea programe coerente, de a oferi alternative cetățenilor, de a oferi alternative oamenilor. Din nefericire, oponenții noștri nu au o consistență ideatică și dezavuiesc total modalitatea agresivă în care se derulează de multe ori anumite momente de campanie. Românii nu sunt așa. Nu sunt așa, nu suntem și refuz să credem că suntem. Vă referiți la acele proteste? Sau? Nu proteste, vedeți, violența limbajului, violența... Oamenii pot să protesteze și e un drept pe care l-au câștigat. Nu e nicio problemă că oamenii protestează. Problema este că uneori lipsește decența. Atâta tot. Dacă nu am aceeași opinie cu a dumneavoastră, nu e normal să vă vorbesc urât. Pot să marchez acest lucru și să spun că nu sunt de acord cu dumneavoastră. În condiții optime, folosind cuvintele potrivite. La referendum veți merge? Veți vota? Nu voi vota la referendum și nu voi merge la referendum dintr-un motiv foarte simplu. Este o întrebare redundantă, din punctul meu sunt două întrebări redundante. Două întrebări redundante, la care, în mod evident, oricare om de pe teritoriul României răspunde că e de acord. Nu vrem, nici noastră și nici eu, să trăim într-o țară coruptă și cum la fel de mult vrem să, ca lucrurile în viața noastră să fie corecte. Sunt lucruri normale și firești. Nu mi se pare normal că astfel de teme extrem de sensibile în percepția oamenilor să le politizăm. Dreptatea este una și nu mi se pare că este o temă de referendum. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc din tot sufletul. Mulțumim.